Bun. Deci, unde înființăm grădina? Este subiectul videoconferinței de astăzi. Și acesta este conținutul, rezumatul materialului. Vom vorbi în principal despre factori care, despre care trebuie să ținem cont atunci când înființăm o grădină. Sau dacă avem deja o grădină, ei sunt factorii care ne influențează caracterul grădinii și funcționalitatea. Ei sunt clima, relieful, apa, structurile invizibile, accesul și circulațiile, copacii, vegetația și faună, microclimatul, clădiri și infrastructură, zone de utilizare, garduri și delimitări, sol, estetică și experiență. Vom vorbi în plus despre lumină și însorire și despre protecția la vânt, ca lucruri care sunt deosebit de importante despre grădină. Și în fine, vom vorbi despre mărimea grădinii, ca să știm despre pe ce teren ne apucăm practic de lucru. Oricum dau slide următor, am reușit. Bun. Fiindcă vorbim despre grădina în permacultură, am să fac un pic de cultură generală și vom folosi practica instrument de analiză, scara permanenței, care a fost creată la origine de P.A. Yeomans, Yeomans fiind un contemporan al lui Bill Mollison și al lui David Holmgren, care, după cum știți, sunt părinții permaculturii. Și deci el și-a desfășurat practic lucrarea înainte a începuturilor permaculturii și a impulsionat foarte mult dezvoltarea permaculturii. Yeomans este foarte cunoscut pentru un sistem propriu de design, care îi spune Keyline, pentru diverse utilaje în agricultură și pentru acest instrument care se numește scara permanenței. Scara permanenței pune practic într-o ordine, ordinea pe care am menționat-o de fapt anterior, primele elemente de la 1 la 11, pune în ordine niște elemente despre care, cum am spus, este bine să ținem cont în amplasarea oricărui obiect în cadrul unui teren mai mare. Este, de fapt, un instrument de design. Atunci când facem amplasarea unui obiect în teren, în cazul nostru în grădina, trebuie să ținem cont de toate acești factori care, practic, ne influențează. Și ordinea dată de această scară a permanenței este în funcție de caracterul permanent, de fapt, cât de greu de modificat este acel aspect. De exemplu, clima este aspectul cel mai greu de modificat. Estetica și experiența este cea mai ușor de modificat. Deci, cu cât suntem mai sus în scara permanenței, cu atât elementul respectiv este practic mai permanent, mai greu de modificat și cu un efort mai mare. Chiar efortul poate să nu se justifice și atunci este mai bine să ne adaptăm la ceea ce există. Primul factor, spuneam, este clima. Clima este un dat cu care trăim și chiar dacă noi putem să creăm microclimate sau putem să extindem sezonă de vegetație, să spunem, creând spații protejate, acestea nu reușesc să modifice cu totul clima, adică pot numai să o îndulcească maxim. De exemplu, într-o seara, noaptea, tot este frig. Creăm într-adevăr un microclimat favorabil, dar clima spune cuvântul. Pentru a ști clima zonei noastre, sunt mai multe resurse, printre care resursa mea preferată este acest site meteoblue.com. Putem să aflăm aici vremea și putem să aflăm și climatul modelat al zonei în care ne aflăm. Aici sunt date ale zonei în care locuiesc eu. Aici avem acoperirea cu nori, soarele, zilele de precipitații, cantitatea de precipitații. Și aceste două tabele mi se par cele mai reprezentări, pardon, mi se par cele mai importante. Ele sunt roza vânturilor, de pe care practic aflăm direcția vânturilor dominante și intensitatea lor. De exemplu, vânturile cu intensitatea cea mai mare sunt, în cazul meu, din zona vestică și sud-vestică. Vânturile dominante
sunt foarte important să identificăm care sunt cele primăvara, fiindcă ele sunt cele mai reci și ne afectează tinerele noastre plante. Și o vorbim mai târziu despre bariere de vânt. În fine, în cea de doua reprezentare, sunt temperaturile minime și maxime de-a lungul lunilor și nivelul de precipitații, iarăși. Și din graficul de temperaturi putem să deducem foarte ușor care este data ultimului îngheț, în cazul meu aproximativ prin luna mai, și data ultimului îngheț, în cazul meu, aproximativ la mijlocul lui noiembrie, dacă citesc bine. Aceste date sunt deosebit importante pentru că ele, practic, ne delimitează sezonul de vegetație. Sunt foarte multe culturi care sunt sensibile la îngheț și imediat ce știm că, nu neapărat ne spune asta calendarul, dar mirosim cum este vremea primăvara, imediat ce credem că nu o să mai vină înghețul, putem să începem cu un val de culturi. Culturile care ar fi altfel sensibile la îngheț. Putem, de exemplu, să transplantăm răsadurile de roșii sau de oricare alte plante în siguranță. Și la fel, data ultimului îngheț ne condiționează pentru înființarea la timp a unor culturi pe care le vrem să le avem în timpul iernii sau care să germineze în timpul iernii și să le avem primăvara. Relieful este al doilea element. Când vorbim de relief, ne interesează practic două aspecte. Unul este panta terenului și al doilea este orientarea terenului. Panta terenului, contrar probabil la ceea ce ne-am așteptat, terenul ideal pentru grădină nu este unul plat, perfect plat, pentru că pe un teren perfect plat apa nu se scurge bine, tinde să băltească. Și terenul ideal pentru grădină are o pantă de până la 5%. Peste 5% încep să se simte efectele eroziunii, care este dată de scurgerea apei de ploaie. Și este recomandat să terasăm într-un fel sau altul. La pante mai mari este absolut necesar, nu avem încotro, trebuie să terasăm dacă vrem să avem culturi de legume. Și la anumite pante deja terasarea începe să nu mai fie practică. Dar totuși pe aceste terenuri în pantă putem să avem păduri grădine, putem să avem lipezi, putem crește arbuști sau subarbuști, în general plante perene, fiindcă în jurul plantelor anuale terenul este mult mai sensibil. În ceea ce privește orientarea terenului, aceasta poate genera efecte de microclimat. Pentru că plantele funcționează practic cu fotosinteză, atunci energia solară este cea mai importantă. Și panta sudică este de preferat. Dar dacă nu avem pantă sudică, sunt bune și orientarea sud-estică sau sud-vestică, dacă nu orientarea estică sau vestică, dar în orice caz vom încerca să evităm panta nordică, nord-vestică, nord-estică. Ca și remarcă, cu cât panta este mai mare a terenului, de exemplu, pe o pantă sudică, cu atât radiația absorbită este mai multă și, practic, dacă avem un teren cu expunere sudică și pantă de 5%, practic, microclimatul de acolo este echivalent cu o zonă aflată la 500 de km mai la sud, fapt care nu este deloc neglijabil. Despre orientare, dacă ar fi să alegem, adică, să înțelegem mai bine orientarea estică și orientarea vestică. Orientarea estică, atunci pe orientarea estică se desprimăvărează mai repede. În schimb, serile sunt răcoroase, iar pe orientarea vestică, bruma poate să persiste mai îndelung, însă căldura magazinată peste noapte este puțin mai mare.
Cred că atât despre relief, deocamdată. Apa. Apa este un factor deosebit de important și de aceasta apare foarte devreme pe scara permanenței, fiindcă apa este, de fapt, un factor limită în agricultură. De exemplu, când am vandat tema de casă, am formulat astfel încât să faceți o mică testare în ce măsură percepeți aceste importanța acestor diverse elemente care influențează o grădină și am fost surprinsă că unii nu acordă neapărat atât de multă importanță apei. Deci nu pot, nu știu cum să fac să subliniez acest aspect, și anume că fără o sursă de apă pe care să ne putem baza, agricultura poate să fie foarte dură. Deci în orice caz se poate să cultivăm plante folosindu-ne doar de apa de ploaie, dar deci este un aspect dur. Avem măcar nevoie de apă la înființarea culturilor. Dacă ați observat primăvara aceasta, a fost foarte, foarte secetoasă și dacă a fost cu luni de zile, nu a plouat. Și practic dacă umezeala din primăvară s-a dus, umezeala din pământ, practic dacă nu am fi avut apă, nu ne-am fi putut înființa culturile. Deci pe un sit este foarte important să identificăm sursa principală de apă, care poate să vină de la rețeaua comunității sau poate să fie o fântână sau poate să fie un fir de apă, în fine. Deci e important să identificăm sursa principală și să vedem cum o putem, dacă o putem transporta acolo unde vrem să înființăm grădina. Și să ținem cont că chiar dacă noi ne facem un sistem de irigații, primăvara de vreme, de exemplu, până trece cu siguranță ultimul îngheț, este foarte probabil să nu dăm drumul la instalația de irigații și atunci, deci sursa de apă principală este vitală. De exemplu, dacă vrem să facem culturi timpurii sau dacă avem o răsarniță sau dacă avem un solar. De asemenea, este important să observăm comportamentul apei pe terenul nostru, și anume dacă băltește în anumite locuri. În general, este util, de exemplu, în timpul unei furtuni zdravene, dar putem să mergem afară și să observăm exact ce face o cantitate bună de apă pe terenul nostru. Structurile invizibile, partea sociale și economici, se referă la relațiile de vecinătate, proprietăți, capital, finanțe și inclusiv dacă există o piață de desfacere pentru produsele, dacă vrem să vindem. Accese și circulații. Vom studia care este accesul sau accesul principal și accesele secundare, dacă sunt, pe teritoriul nostru și cum putem realiza accesul la locul unde dorim să sau vrea să amplasăm grădina. Este important să ne gândim la toate fluxurile care pot să apară în jurul grădinii, din activitatea noastră, din primăvară până toamna, cu culesul, cu recoltatul, cu transplantatul, cu datul și așa mai departe, dar și la fluxurile de materie, adică produsele ce recoltăm din grădină, care este drumul spre bucătărie sau spre spațiul de depozitare, la fel dacă aducem un aport de materie organică, cum exact vom realiza acest fapt. Este important să ne gândim la eventuale mijloace de transport, adică să putem permite accesul roabei sau al tractorului cu carul sau, mă rog, diverse utilaje și să dimensionăm corespunzător circulația. Tot timpul alei sau poteci care vor fi doar pentru accesul oamenilor, dar este posibil să avem nevoie și de circulații puțin mai largi. Da. În primul rând trebuie să identificăm care este ecosistemul în care se află terenul la momentul inițial. Fie că este pajiște, fie că este pădure, poate să fie un mozaic, sau pot să fie tufișuri, o pădure tânără.
etc. Acest lucru este important, fiindcă acesta este sistemul pe care îl putem crea cel mai ușor. Adică terenul se află deja în acel stadiu de evoluție și dacă noi venim cu ceva corespunzător acelui stadiu de evoluție, este cu atât mai bine. Tot în ceea ce privește vegetația, este important să identificăm dacă sunt specii problematice. De exemplu, arbori pe care, de exemplu, dacă vrem să îi îndepărtăm și pe care putem să îi îndepărtăm greu, cu de exemplu ar fi prunii sau salcâmii, sau pur și simplu vegetație erboasă și sunt foarte de temut cele cu drajon și cu rizom, faimosul pir și pălămida și, în fine, plante cu rădăcină pivotantă persistentă. În general, deci plantele persistente și greu de îndepărtat, este bine să identificăm dacă sunt, fiindcă aceste, ele pot să ne influențeze modul în care înființăm grădina. De asemenea, vegetația ne poate da câteva indicii despre situația terenului respectiv. Este cazul plantelor indicator. Faptul că o anumită specie de plante trăiește din abundență pe un loc, asta nu înseamnă cu siguranță anumite lucruri, dar dacă trăiește, adică simpla prezență nu indică vreun aspect sau altul, dar dacă ea trăiește cu o abundență extraordinară în defavoarea altor plante, atunci acest lucru poate să indice anumite aspecte. De exemplu, dacă sunt foarte mulți fertilizatori de azot, pe care îi identificăm ușor pentru că seamănă cumva cu trifoiul, cu mazărea și legumele pe care le cunoaștem, chiar dacă nu știm speciile exact, aceasta indică că în solul respectiv lipsește azotul. Alte plante indicatori pot fi cele cu rădăcină pivotantă foarte adâncă, care pot să, cum ar fi ștevia, care indică un sol foarte compactat. Și mai sunt plante pentru cum e păpădia, care indică că solul are nevoie de calciu sau tătăneasa, despre fosfor și potasiu, etc. Vegetația este importantă și ca umbră. De exemplu, în prima imagine vedem umbra filtrată a unor copaci destrunziți și vom vorbi despre asta puțin mai pe larg când vom vorbi practic de însorire. Microclimatul. În anumite zone de pe din teritoriu pot să apară zone cu un caracter mai aparte. De exemplu, zone mai umede sau mai uscate, zone mai umbroase sau, din contră, foarte însorite și secetoase. Sau pot să fie zone în care înghețul persistă mai mult sau pot să fie zone cu mai multă căldură. De exemplu, în prima imagine, cea cu trandafirul, acolo este vorba de un zid care, în timp, să spunem că ar fi cu o expunere sudică, atunci zidul respectiv în timpul zilei ar acumula căldură și noaptea ar emite căldură prin radiație și aceasta ar ajuta, să spunem, niște plante sensibile. Există chiar o tradiție, în cel puțin în lumea vestică, a diverselor plante precum vița de vie sau pom fructifer mai deosebiți, mai sensibili, care sunt amplasați pe peretele sudic al mănăstirilor sau, mă rog, al locuințelor. Și în ultimul rând, microclimatul poate fi cauzat de plantele însăși. Vedem în imaginea de jos o cultură destul de deasă, în care practic plantele își creează un microclimat al lor. Bine, sunt ajutate și de apa din stânga și de umbra din dreapta. Clădirile și infrastructura. Există diverse puncte cheie în ceea ce privește infrastructura, care pot să fie locuința, pot să fie sera, pot să fie răsadnița, zona de compostare, zona unde depozităm uneltele și etc. Pot să fie și alte zone. Și este bine să amplasăm corect aceste elemente, unele în relație cu celelalte, astfel încât să creăm accese rapide. De exemplu, în imagine avem cazul fermei permaculturale de la Bec-Felouin din Normandia, Franța,
Și ei și-au soluționat foarte mult problemele atunci când au decis să mute centrul, să spunem așa, care era de fapt locul lor de întâlnire și depozitul de unelte, l-au mutat din zona de locuire, l-au mutat în apropiere de seră, unde este centrul, inima intensivă, să spunem, a fermei. Și prin acest simplu lucru s-au scutit de multe drumuri, să spun așa. Da, deci este important să relaționăm bine elementele unul față de altul. Zone de utilizare, garduri și, aici nu se vede ce am scris, și delimitări. Bun. Zonarea este un element specific designului de permacultură, care spune practic că, punând în centru, unde este primul cerc marcat cu 1, amplasând acolo casa sau un alt punct nevralgic al fermei noastre, pe măsură ce progresăm spre exterior, avem zone mai îndepărtate pe care le frecventăm tot mai rar și care necesită o utilizare mai puțin intensă. Altfel spus, sau mai pe românește spus, cu cât un spațiu este mai apropiat, ne este mai apropiat, cu atât noi îl vom parcurge mai des și îl vom întreține mai bine. De exemplu, se spune că locul cel mai bun de a înființa o grădină este ori la ușa din spate, care de obicei despre grădină, ori sub fereastra bucătăriei. Fiindcă acesta este un loc pur și simplu în care vrem sau nu vrem, îl parcurgem foarte des. Și atunci observăm cum le merge plantelor, dacă au nevoie să fie udate, dacă este vreun dăunător și așa mai departe. De exemplu, relația mea cu solarul este foarte aproape de casă și acest lucru mi-este foarte convenabil, fiindcă de nu știu câte ori pe zi, în funcție de cum este mai cald, soarele mai puternic sau începe să bată vântul, eu mă duc și mai închid puțin ușile, mai deschid puțin ușile. Vă imaginați ce s-ar întâmpla dacă solarul ar fi mai departe. Atunci, vrând nevrând, la un moment dat cede psihic și neglijez să mai închid și să mai deschid solarul. Deci, este foarte important, cu cât un element este utilizat mai des, să îl aducem mai aproape. Și ceea ce ne este important, să aducem mai aproape. De exemplu, în cazul grădinii, vom avea cu siguranță spații care vor fi cultivate mai intens și atunci le vom aduce mai aproape de casă. Și unul dintre lucrurile care vin acum în minte este singur plantele aromatice. Cu cât le avem aproape de casă, de bucătărie, cu atât mai bine. În schimb, culturile care sunt extensive, cum ar fi, de exemplu, culturile de cartofi sau culturile de leguminoase sau livada sau vița de vie, ele le putem să le amplasăm mult mai la distanță, fiindcă sunt spații pe care le frecventăm mai rar. Și inclusiv ca să efectuăm diverse lucrări de întreținere, le vizităm mai rar. Bun. Și în fine, solul, care de multe ori când oamenii se gândesc unde să înființeze o grădină, se uită în principal la sol, și anume la fertilitatea solului. Și solul, în mod surprinzător, este penultimul element în scara permanenței, fiindcă solul, de fapt, poate fi modificat ușor. Față de celelalte elemente, oricât de ciudat poate să pară, este elementul cel mai ușor de modificat. Când vorbim despre sol, ne gândim la două aspecte. Unul este legat de adâncimea lui și al doilea este legat de fertilitate. Adâncimea solului observăm în primele două imagini. Dacă facem practic o săpătură, vom observa un strat mai închis la culoare, care este solul propriu-zis, partea cea mai bogată în humus. Pardon, și săpând mai în adâncime, vom da la un moment dat de piatră. Și această porțiune este, de fapt, subsolul. În cazul terenurilor de munte, cum am fotografiat în primele două imagini, piatra este foarte aproape. Solurile sunt, practic, foarte subțiri. În schimb, în zonele de câmpie, evident, adâncimea solului este mult mai adâncă și acest lucru
permite infiltrarea bună a apei și permite punerea în mișcare a mult mai multor nutrienți din adâncime. În fine, fertilitatea solului. Fertilitatea solului o citim, cum am spus, prin vegetația existentă, dar putem, dar și dacă luăm pământul în mână, dacă vedem, bine, o să vorbim mai mult despre sol în viitor, asta cu siguranță, fiindcă este un lucru important, dar observăm în a doua imagine, eu numesc, adică nu eu numesc, așa se numește agregare, felul în care sunt legate particulele de sol. Deci aici este o agregare foarte bună, dar acum nu știm ce înseamnă agregare, o să o povestim mai târziu. Și mai este importantă textura solului, și anume dacă solul este lutos, nisipos sau argilos. Aceste aspecte legate de fertilitatea solului și de textura solului sunt cu atât mai importante cu cât avem culturi, să spunem, unde nu ajutăm pământul atât de mult, deci unde intervenim mai puțin. În momentul în care avem o grădină mai intensivă și noi venim cu aport de materie organică, aceste caracteristici practic nu mai sunt atât de importante. Aportul de materie organică dă un boost fertilității solului și la fel și textura solului este complet aplanată. Astfel încât, sau nu complet, este considerabil aplanată, astfel încât nu mai sunt așa niște caractere importante cum sunt ele de fapt în cultura convenționale. Agricultura convențională. În fine, ultimul factor, estetica și experiența. Caracterul estetic poate să fie un aspect important care să ne influențeze deciziile. După cum ați, unii au menționat în temă, doresc un aspect estetic al grădinilor și doresc să fie un spațiu de relaxare aici. Este destul de ușor să obținem un caracter estetic în permacultură prin simpla diversitate, printr-o varietate în diversitate. Și asta o putem realiza cu plante, o putem realiza cu microclimate, putem realiza un mozaic de ecosisteme și așa mai departe. Uneori însă estetica ne face cumva să facem rabate la niște aspecte practice. De exemplu, grădinile mandală sunt un loc, un aspect foarte des, o formă foarte des întâlnită în permacultură, datorită caracterilor estetic, în principal din avion sau de la înălțime, nu, și nu numai, am exagerat, dar ele sunt mai puțin practice decât, să spunem, niște straturi oarecum dreptunghiulare dispuse la nivel. Fiindcă, de exemplu, pe acestea putem să ne ajutăm de diverse utilaje. Dar asta nu înseamnă că nu putem acorda și esteticii niște valori sau să facem mici rabaturi sau, în fine. Bun. Deci am vorbit despre scara permanenței, despre care am spus că este un instrument bun de analiză și al teritoriului și atunci când dorim să amplasăm un element în teritoriu și în plus pentru că este vorba de grădină, aș vrea să insist puțin asupra câtorva aspecte, în principal lumina și însorirea și vântul. Cum spuneam, plantele funcționează cu energie solară, fotosinteza este, pune plantele în mișcare. Și aș vrea să înțelegem puțin cum însorirea și umbrirea. Practic, soarele, pământul are o mișcare mai complexă în jurul soarelui și acest lucru face ca soarele să nu răsară și să apună în fix același punct. El se modifică, astfel încât avem zile mai scurte iarna și zile mai lungi vara. Nu știu dacă se vede mouse-ul, se vede mouse-ul? Mă rog. Deci observăm durata zilei în luna martie, vedem pe grafic cum se mărește ziua în iunie,
iunie și martie și septembrie sunt la fel, pentru că sunt echinocțiile, iar în decembrie ziua este cea mai scurtă. Vedeți cât de scurtă este ziua în decembrie. Și la fel se modifică amplitudinea, adică înălțimea soarelui pe cer, care este maximă vara și foarte mică iarna. Și acest lucru condiționează însorirea locului. Aici este un studiu de însorire care l-am făcut în primii mei ani de grădinărit, când vreau să înțeleg cum se mișcă umbrele. Și am simulat un copac printr-o sferă, este o sferă puțin ridicată de la pământ, și acesta este umbra luna martie. Spre comparație, aici avem luna iunie, unde observăm la miezul zilei ce însorire puternică și umbrele foarte scurte. Observăm iarăși prin comparație unghiul pe care îl mătură umbra, care este un unghi obtuz și aici deja este mai mult de 180 de grade. Și cum practic fiecare, chiar și un punct amplasat la nord, la nord obiectului nostru, totuși are oarecare însorire. În schimb, în luna decembrie, unghiul pe care îl mătură umbra este mult mai mic, umbrele sunt mult, mult mai lungi și fiindcă și amplitudinea soarelui este mică, zonele dinspre nord primesc de fapt puțină însorire. Din fericire, iarna copacii nu au frunze, cel puțin majoritatea lor au frunze căsătoare și atunci acest aspect, iarna este puțin îndulcit. Putem, de fapt, între decembrie și martie să creștem la baza copacilor plante care vegetează foarte abundent și chiar înfloresc în această scurtă perioadă de timp a primăverii, practic, cum ar fi asmațuchiul și leurda. Protecția la vânt. Vreau să mai spun despre lumină și însorire. Cum ne influențează sau ce putem să facem ca să îmbunătățim însorirea? În primul rând, putem atunci când stabilim direcția straturilor. Direcția straturilor poate să fie nord-sud și atunci ambele fețe ale stratului, dacă avem un strat înălțat sau creștem o fasole sau ceva mai înalt, atunci ambele fețe primesc însorire egală. În schimb, dacă orientăm straturile est-vest, atunci straturile dinspre sud primesc însorire, iar spațiul cele dinspre nord nu. Și deci, atunci când orientăm straturile est-vest, este foarte important să ne gândim pe verticală și să orientăm vegetația în trepte, astfel încât să obținem o însorire corespunzătoare. Asta nu înseamnă că vom orienta tot timpul straturile pe axa nord-sud, fiindcă și dacă, adică sunt niște avantaje dacă orientăm est-vest, adică avem însorire preponderent pe o parte și pe cealaltă mai puțin. De exemplu, dacă vrem să avem culturi foarte timpurii, atunci le vom pune pe partea sudică și pe partea nordică plantăm mai târziu. Altă modalitate prin care afectăm însorirea este prin toaletarea vegetației, fiindcă adeseori arborii sunt cei care aruncă prea multă umbră și nu este niciun păcat să toaletăm copacii odată la câțiva ani. De asemenea, putem influența însorirea chiar și pictând în alb suprafețele clădirilor sau suprafețele gardurilor, iar în cazul terenurilor în pantă, prin terasare. Adică, prin terasare, practic, chiar și când este o pantă, să spunem, estică sau vestică, facem cumva ca însorirea să fie ca pentru o pantă sudică, ca și când nu ar fi pantă, de fapt.
despre protecția la vânt. Câteva cuvinte. Vântul foarte puternic are influență negativă asupra creșterii organismelor, chiar asupra noastră, animalelor și a plantelor. Dacă vă amintiți vreo zi când a stat afară într-o zi cu vânt puternic și rece, cred că știți la ce mă refer. Deci pentru plante este fix același lucru. Dacă ele au o protecție la vânt, acest lucru se manifestă printr-o temperatură a solului și la suprafața solului cu câteva grade mai mare și acele culturi sau plante vor prospera vizibil față de cazul în care nu ar fi protejate la vânt. Principiul barierelor de vânt este ilustrat în imaginea din stânga. Practic, atunci când avem un obstacol opac, deci nu un foarte permisiv, atunci se creează o zonă de calm în umbra lui, să spunem așa. Și dacă amplasăm un al doilea obstacol, atunci această zonă de calm este chiar mărită. Practic, distanța pe orizontală a zonei protejate este cam de 8-10 ori înălțimea obstacolului. De multe ori, deci protecția la vânt este un aspect care trece neobservat și neremediat. Și a spune că este păcat. Este destul de ușor să identificăm direcția vântului dominant. Cum a spus, primăvara este cel mai grav, fiindcă este un vânt rece și ne afectează tinerele culturi. Și o protecție la vânt, o barieră de vânt, să spunem că ocupă 10% din suprafață, dar acest 10% se compensează clar și chiar mai mult, este în trecut, de o productivitate mai mare a plantelor protejate. Și în plus față de aceasta, această, să zic, barieră sau protecție, poate să aibă și alte funcțiuni. Poate să aibă funcțiuni de ecosistem, de exemplu să atragă polinizatori sau prădători. Poate să fie o sursă de biomasă, dacă o toaletăm regulat, sau poate să fie chiar o sursă de produse, dacă creștem arbori fructiferi. Putem crește măcești, putem crește cătină, arinul poate pentru masă verde, socul, am vorbit de aia trecută despre soc, și așa mai departe. În fine, aș vrea să vorbim puțin despre cât de mare va fi grădina și cu ce scop grădinărim. Cât de mare va fi grădina este un lucru care e influențat de mai multe aspecte. De factor limite exterior, despre asta am vorbit, despre apă, dar și despre materialele pe care le avem la dispoziție, de exemplu mulciul sau materie organică pentru a îmbunătăți solul, dar pot fi și factori personali, cum ar fi timpul de care dispunem, energia de care dispunem, aptitudinele sau dorințele, dieta, dacă suntem vegetariani sau nu, și felul de grădină pe care ni-l dorim, adică ce dorim de la grădina respectivă. Și cu siguranță există o grădină specifică fiecărei situații și nu toate grădinile sunt la fel. Adică, a spune că minim, mă rog, grădina cea mai mică, putem avea o grădină de câțiva metri pătrați, dacă scopul nostru este doar să ne conectăm cu natura. De fapt, e important să conștientizăm scopul pentru care grădinărim. Dacă vrem, cum am spus, doar să ne conectăm cu natura, atunci o grădină oricât de mică este arhisuficientă. Dacă dorim să aducem din când în când ceva proaspăt la masă și să aibă un impact, să se vadă, atunci cel mai simplu este să avem o grădină cu ierburi aromatice și aceasta nu are o suprafață mare, să spunem, nu știu, 10, 20, 30 de metri pătrați maxim. Dacă dorim să, pentru că am citit cum este grădina voastră de vis sau cum este grădina voastră, dacă doriți să aveți ceva proaspăt la masă tot timpul anului, atunci o grădină de 100 de metri pătrați
pe persoană este un bun punct de pornire. Practic, la această suprafață, dacă o cultivăm chiar și intens, este posibil să obținem chiar și o bună sau o parte din lucruri pe care să le punem la păstrare. Dacă dorim să ne asigurăm complet toată hrana, deci nu numai ce mâncăm verdețuri, salate și lucruri proaspete și de sezon, deci dacă dorim să facem și conserve și să punem cartofi la pivniță și așa mai departe, atunci poate suprafața este mai mare pe persoană și să spun că poate să ajungă 300-600 de metri pătrați, poate 600 de metri cam mult. În orice caz, dacă dorim să fim și autosuficienți în ceea ce privește materia organică care o aducem în grădină, de exemplu mulciul, atunci cu siguranță, cum să spun, grădinile cele mai intensive au un raport de 400 de metri pătrați pe persoană, dar sunt lucrate intensiv și deci e vorba de o grădină care își asigură, care este autosuficientă și în materie organică pentru întreținerea fertilității solului, dar și pentru alimentația persoanelor. Și atunci distribuția culturilor este destul de interesantă, pentru că practic 30% sunt practic legume care aduc un aport considerabil de energie, cum ar sunt, de exemplu, cartofii, 60% ar fi cereale care ne produc multă biomasă, dar din care obținem și calorii, și restul sunt verdețuri și zarzavaturi și ceea ce, de fapt, vrem să cultivăm atunci când creștem o grădină. Dacă avem un teritoriu mai mare de atâta, sfatul meu este să nu depășiți o anumită limită în grădine, mai ales ca începător, și să porniți de la acești 100 de metri pătrați pe persoană. Dacă considerați că îi stăpâniți bine, atunci să progresați la mai mult. Iar în funcție și de cum vedeți că se echilibrează lucrurile, adică dacă ceea ce recoltați, vă este suficient, dacă vreți mai multe roșii sau mai multe fasole, deci să măriți suprafața corespunzător. Iar dacă suprafața pe care o aveți este mai mare, pentru că sunt printre dumneavoastră persoane care au suprafețe chiar foarte mari, atunci puteți să fie să cultivați culturi extinse de cartofi sau cereale sau live sau pom fructifer, fie să le lăsați pur și simplu sălbatice, ca puteți să aveți animale sau pur și simplu ca resursă de materie organică. Un lucru, pentru că vorbim despre materia organică, care a apărut în tema dumneavoastră de casă, erau persoane care doreau să fie autosuficiente în ceea ce privește mulciul și în acest caz este neapărat important să avem o resursă, fie că ea este o pădure sau fie că este pășune sau zone în care cultivăm sau lăsăm să crească plante sălbatice cu masă mare, cum ar fi, de exemplu, urzicile sau tătăniasa, sau putem să realizăm și acest lucru pe suprafețe mai mici. De exemplu, dacă avem o grădină, intercalând tot timpul sau asociând sau în diverse momente din timp pe același spațiu, practic și cultura noastră și și culturi verzi, care ne asigură mulciul necesar. Bun. Cam atâta. Aceasta a fost conferința. Și acum cred că o să dăm drumul la întrebări și deschidem camerele și microfoanele.